Se pare că Diana nu a trecut încă peste această stare proastă, este în continuare tristă chiar și acum în live, am văzut-o chiar și plângând. E supărată pe lângă neînțelegerile cu Dani și de faptul că a primit informații de la mama sa și legate de tatăl ei care e stresat, nu e bine, văzând o că e nefericită, nici părinții nu înțeleg ce este cu această perioadă mai dificilă din competiție, din viața lor de cuplu, pentru că până acum au fost foarte ok. Diana a explicat și are dreptate, mai au și ei neînțelegeri, nu poate fi un cuplu perfect și orice problemă au, o discută, încearcă să se înțeleagă unul pe celălalt și să rezolve problema. Sunt sigură că dacă era doamna Loredana în casă, altfel era situația, pentru că se putea descărca mai ușor la dumnea ei, fiecare în parte sau împreună. Mai primeau și un sfat sincer, dar trebuie să se descurce și singur, pentru că până la urmă, după terminarea competiției, vor fi doar ei doi.